Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Victima încălzirii globale e Republica Fantastică România și nu doar, din nou deci despre încălzirea globală a fondurilor publice din țara noastră, care se vaporizează într-un ritm accelerat, ca nălucile banii în țara asta, dacă sunt publici. Că tot plouă zilnic de când tot plouă. Din februarie încoace plouă zilnic și sunt și viituri și inundații din ce în ce mai multe locuri. Unii dintre noi ne-am amintit de super programul de monitorizare, avertizare și prevenire științifică a inundațiilor, program care a fost dat în folosință în 2014 după o investiție, Sanchi, de 47 de milioane de euro. Această aplicație analiza datele cartografice din teren, crea hărți de hazard și de risc și practic intuia, cum am spus, în mod științific pe unde urma să vină viitura. Nu eu am inventat asta, specialiștii la inaugurare ne-au explicat că așa urma să se întâmple. Iată ce declara directorul Apelor Române la vremea respectivă. Citez. Spre deosebire de planurile de apărare pe care le avem în prezent, adică în 2014, da, nota mea, hărțile de hazard la inundații vor arăta cu precizie ridicată extinderea zonei inundate și în anumite situații vor putea să ofere informații referitoare la viteza apei, adâncimea apei la viituri, corespunzătoare unor debite cu diferite probabilități de depășire. 0,1%, 1%, 5%, 10%, adică date referitoare la inundații care se petrec odată la 1000 de ani, odată la 100 de ani, odată la 20 de ani, respectiv odată la 10 ani. Declarația citată de Europa Liberă îi aparține lui Vasile Pintilie, directorul de la acel moment din 2014 al Apelor Române. Deci cel mai mic termen e 10 ani, a 2014-2024. Nu, era vorba de inundații de-alea. Am înțeles. Aha, bun. Doar că aplicația minune a dat-o de gard, a intrat la apă cum ar veni, chiar la o săptămână de la lansare, când n-a reușit să anticipeze viiturile de la sfârșitul lunii aprilie 2014. Nu era calibrată. Practic, asta a spus și premierul Victor Ponta, a explicat că mai trebuie făcute actualizări și într-o lună e gata, boss, numai să avem un pic de răbdare. Au urmat alte viituri de-astea total neștiințifice, deci neanticipate de aplicație de 47 de milioane. De exemplu, cele mai puternice pagube s-au produs luna următoare în comuna Jitia din Vrancea. Aplicația a spus însă că nu e niciun pericol. A dat alertă la alta 26 de kilometri mai departe, unde probabil nici n-a plouat sau ceva. Specialiștii au continuat să lucreze la îmbunătățirea aplicației, iar acum evident ea nu mai funcționează deloc. Ei. Nici măcar nu mai este online, site-ul nu mai este sus. Apele Române au transmis gazetarilor de la Europa Liberă că aplicația nu a fost prevăzută cu mentenanță sau îmbunătățiri care să se facă la actualizările periodice ale sistemelor de browser sau ale sistemelor de operare. Deci eu presupun că este o aplicație care funcționează în cel mai bun caz pe Internet Explorer și foarte probabil mai degrabă pe Netscape. Pe Windows 3.1 și nu s-a prevăzut mentenanță. Boss, asta e, dacă nu mai unde să pui discheta, ce să facem? De ce a costat 47 de milioane de euro? Cum să dai atâția bani pe ceva ce nu funcționează și nu-ți mai asumi întreținerea după aia? Și sunt, știți foarte bine, în România sunt mai multe astfel de sisteme cumpărate din bani publici grei, care la un moment dat încetează total să mai funcționeze. Și când te uiți și întrebi, dar ce se întâmplă? A costat zeci de milioane de euro, sunt bani care puteau fi folosiți. Păi nu s-a luat mentenanță. Dar de ce n-ați luat mentenanță? Adică cum să nu iei mentenanță pentru așa ceva? Ăștia la Apele Române, cred că au luat specialiști după aia. La Iași, de exemplu, ai văzut că au luat specialiști. Nu la Apele Române, au... Doamna cu masterul. Da. Iată, uite, vezi, au știut să... Probabil și aici. Banii pe mentenanță s-au dus pe alt tip de întreținere. Adică degeaba o întrebau pe doamna dacă știe care e malul stâng și care e malul drept, că nici nu conta. Da. Ea, precizia trebuia să fie în altă parte. Dânsa făcea probabil altfel de mentenanță acolo, nu înțelegem noi. Oricum, banii au fost dați pe mâna și mandatul unei mai vechi cunoștințe de ale noastre, doamna Răvana Plumb, că dânsa era ministru al mediului când s-a făcut aplicația și s-au dat milioanele alea de euro, dar adevărul e că doamna Plumb nici nu avea nevoie de așa ceva, dânsa are un sistem infailibil de avertizare, timpurie contra inundații, cum crește umezeala în aer, cum îi se încrețește părul în cap și cadre. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.